Bună ziua, l-avem alături de noi pe domnul Cosmin Stan, antrenorul echipei oaspete, care ne va prezenta concluziile la cald după acest joc, iar apoi întrebări. Domn profesor? Da, un meci pierdut, după părerea mea, nemeritat. Am făcut un meci bun astăzi, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat în deplasare. Îmi aduc aminte cum am început jocul, 20 de minute în care am fost foarte prezenți în jumătatea adversă de teren, în care am avut câteva situații foarte, foarte bune, care se puteau transforma foarte ușor în ocazii foarte mari. Și am luat gol la prima fază de atac, minutul 20-22, cam așa, prima fază de atac a adversarului am luat gol. Și apoi am fugit tot meciul, am încercat și am fugit după egalare. O egalare pe care n-am reușit-o, dar pe care consider că o meritam. Am ratat și penalti pe final. Deci am fost foarte aproape de a egala. N-am reușit lucrul ăsta și din păcate suferim și în săptămâna viitoare până la ultima etapă trebuie să suferim. Vă văd foarte, foarte atras și dumneavoastră erați foarte agitat, foarte stresat, nu știu, nervos, poate, presiune mare, nu? E presiune mare, normal că e presiune mare, mai ales diferența de puncte care am avut-o noi, nu am avut 12 puncte la un moment dat și am ajuns la doar 2 puncte înainte cu ultima etapă. Avem încă 2 puncte, 2 puncte sunt importante în momentul când dai 2 puncte înainte de ultima etapă. Și ne ajunge doar și un rezultat de egalitate, ultima etapă pe teren propriu cu Ceahlău ne ajunge ca să rămânem, să ne menținem în Liga a doua, dar stai și te gândești, în urmă stai și te gândești că ai avut 12 puncte și ne-am cam bătut joc de diferența asta de puncte care am avut-o, de cartul ăsta care l-am avut în fața Unirii Dej și uite că acum nu ne iasă, pentru că după un meci foarte slab, etapa trecută cu Metalul Globus, în care presiunea pe noi s-a văzut, ne-au tremurat picioarele, astăzi am încercat, am vrut, am avut o atitudine bună, am făcut un joc bun, dar nici așa n-a ieșit. Nici cu joc bun, nici cu joc slab n-a ieșit. Am avut în minutul 80, am avut bară cu Metalul Globus la 0-1. Astăzi, în minutul 80, avem penalti, ratăm. Deci nici când joci slab, nici când joci bine, nu avem șansă. Nu avem șansă, probabil, na, suntem păcătoși, suntem prea păcătoși că ne apropiem de sărbători, acum suntem prea păcătoși și probabil că trebuie să suferim până în ultima clipă. Mi-am vizat conferința de presă de la ultimul meci aici pe Cerabie și în noiembrie, deci mi-au trecut după aia, în 2023, că spuneți că dacă nu vor să vă schimba la echipă, atunci vor fi probleme și vor fi lucrurile vor arăta rău. Să înțelegem că nu s-a schimbat lucrurile, nu știu, foarte mult în bine față de noiembrie 2023. Deci ați avut avantaj mare, poate dumneavoastră. Suntem o echipă curată. La aia mă refeream atunci. Mă refeream la lucrul ăsta. Din păcate, au fost anumiți jucători din echipa noastră care nu au fost pentru echipă, care n-au jucat cu sufletul pentru echipă. A trecut mult timp de atunci, a trecut aproape jumătate de an și nu mai vreau să mă întorc iară să detaliem. Jucătorii ăia, 7 care au fost, jucătorii au plecat de la echipa asta. Din păcate, în iarnă n-am putut să aducem jucători pentru că în iarnă e foarte greu de adus. Noi suntem o echipă mică cu buget mic și nu putem să aducem jucători de valoare pe salarii mai mari. La nivelul salariilor pe care le dăm noi, n-am putut să luăm în iarnă, să luăm jucători care să ne ajute în obiectivul nostru și atunci poate am slăbit un pic din punct de vedere al lotului. Dar, cum am spus, suntem o echipă curată. Nu știu de ce trebuie să trecem prin toate chinurile astea, și să avem ghinionul ăsta, pentru că chiar avem ghinion. Dar Dumnezeu știe mai bine de ce. De echipe murdare, de ghinimele, Liga 2? Da. 100%. 100% sunt echipe murdare în Liga 2. Pentru că și noi am fost o echipă murdare, dar nu prin jucătorii care i-am avut, câțiva jucători pe care i-am avut. Ok, mulțumim.